Salutare! Sunt Andrei de la Expert Tutorial și astăzi am revenit în a face un tutorial la cererea dumneavoastră despre antivirusuri. Cineva a comentat și a spus, domne, AVG-ul spun băieții că este cel mai bun antivirus. Cum am lăsat și în coment, cel mai bun antivirus, nu cred că există un cel mai bun antivirus, poate cel mai benefic antivirus pentru fiecare în parte, cum am mai spus și înainte, în funcție de ce anume îl folosiți, pentru ce îl folosiți, fie că este vorba de business, de birou, de office, fie că este vorba de homemade, și anume decât lucrurile casual pe care le faceți de zi cu zi, cum ar fi jocuri, cum ar fi Facebook, cum ar fi, nu știu, că downloadați niște filme și așa mai departe. Deci, să spunem, cel mai bun antivirus, nu cred că există cel mai bun antivirus, poate cel mai bine optimizat antivirus, după cum bine cunoașteți, în top 3, să spun, ar fi Kaspersky, Node32, AVG-ul, iar după urmează celelalte Panda și așa mai departe. Astăzi am să vă vorbesc despre un antivirus numit Komodo Antivirus. Este un produs 100% românesc, un antivirus de care nu multă lume a auzit, însă după părerea mea este un antivirus foarte bine optimizat, un antivirus care nu mănâncă foarte multe resurse și care, spun eu, își face treaba destul de bine, poate chiar exagerat de bine. Acum, dacă sunteți gameri pasionați și știți foarte bine, trebuie instalat crack și așa mai departe, multe din antivirus îl văd ca pe un virus. Am să vă arăt de unde se poate downloada. Bineînțeles, de pe motorul Google. Scrieți Komodo Antivirus. Eu n-am să-l downloadez pentru Windows 7, în momentul de față rulez pe Windows 8. Selectați primul din listă, Komodo Antivirus, veți intra pe pagina lor și puteți să dați de aici free download Komodo Antivirus, este foarte ușor. În acest moment download-ul începe, nu durează foarte mult. Însă până se downloadează, am să pun pauză și am să revin în momentul când s-a downloadat și cum trebuie instalat, deoarece trebuie să debifate anumite funcții. Revenim. Am revenit, s-a downloadat antivirusul, acum vom merge în directorul unde s-a downloadat, și anume Downloads. Din păcate, la Windows 8, cam majoritatea programelor sau aplicațiilor sau executabilelor, cum vreți să le spuneți dumneavoastră, trebuie de obicei rulate ca și administrator. Un lucru care, pe de altă parte, este bine, câteodată este destul de enervant. După cum am spus, este un antivirus creat de români. Este foarte ușor. După ce dați dublu click pe executabil, se extrage automat. Nu durează foarte mult. Este un antivirus care, ca și mărime, nu este foarte mare. Însă, cum am spus și mai adineauri, eu l-am mai avut, își face treaba foarte bine. Am renunțat pentru că nu prea am nevoie de antivirus. Bun, selectăm limba engleză, puteți selecta ce limbă dormiți, din păcate nu are limba română. Vom selecta varianta în engleză. Iar acum trebuiesc debifate sau bifate anumite opțiuni din install. Dacă doriți să vă introduceți adresa de e-mail, este opțional. Veți face lucrul ăsta pentru a primi probabil pe viitor reclame sau update-uri sau așa mai departe de la ei. Eu nu voi face acest lucru.
au să las bifat Enable Cloud-Based Behavior Analysis, asta este pentru baza lor de date, pentru a vă recunoaște toate programele, fie că sunt originale, fie că sunt crack-uri, cum am spus mai adinauri, și să le trimită în baza lor de date. Vom debifa Send Anonymous Program User, deci nu avem nevoie de crash, pentru că nu prea se întâmplă. Vom da Next. Pe următoarea pagină vom debifa Secure DNS Server, deoarece va umbla mai devreme sau mai târziu și prin DNS-ul calculatorului nostru, lucru care nu este, adică mai exact vă schimbă DNS-ul după serverele lor și nu este ok. Debifăm și partea a doua, spunem că suntem de acord și instalăm. După cum am spus, durează foarte puțin. Este un antivirus care nu mănâncă multe resurse și care se mișcă foarte bine. Am revenit. Tocmai am terminat instalarea antivirusului. Ce este diferit, pot spune, față de celelalte antivirusuri, este că, după cum vedeți pe ecran, ne apare un mesaj cum că pentru un anumit timp avem o ofertă pentru un tehnician care ne poate ajuta oricând online, în funcție de problema noastră. Lucru care la celelalte antivirusuri nu am văzut să se facă această treabă fără bani. Bineînțeles că este o ofertă cu timp limitat, însă este de reținut ceea ce ne oferă Comodo. Un alt aspect foarte plăcut din punctul meu de vedere este interfața. Are o interfață destul de simplistă, care, după cum observați, vine cu un gadget screen pentru a putea lucra cu el mai repede. Este o interfață cu culori, spun eu, plăcute, nu stridentă, o interfață care nu mi se pare înghesuită, după cum observați. Însă, după cum am spus, este foarte, foarte profi și trebuie să umblați un pic pe el și să învățați cam ce face fiecare funcție în parte. Nu este foarte greu. Eu spun că în 10-15 minute l-ați dovedit. Este, cum am spus și adineauri, din punctul meu de vedere, un antivirus reușit. Un antivirus bun, un antivirus care nu are o interfață aglomerată, un antivirus care nu mănâncă multe resurse și care vine la pachet și cu, cum am spus și adineauri, asistență online și care, din punctul meu de vedere, își face treaba exagerat de bine câteodată. Tocmai de aceea aveți, după cum observați, și modul pentru joc. Bineînțeles că trebuie optimizat de dumneavoastră ce trebuie să citească, ce nu trebuie să citească, însă el vă va informa la fiecare acțiune pe care o faceți, ce este de făcut, dacă lăsați să ruleze sau nu. Cum am spus, un antivirus făcut de români pentru români, exact cum și eu am făcut acest tutorial pentru voi. Sper să vă fie de folos și lăsați un coment în caz că nu vă descurcați cu el sau dacă nu sunteți mulțumit, nu este nicio problemă, mai căutăm până când sunteți mulțumit. Eu sunt Andrei de la Expert Tutorial și ne reauzim încă de curând. La revedere!